Fraților, astăzi vorbim despre război. Nu despre războiul care se desfășoară de mai bine de un an în apropierea graniței noastre de est, ci despre un altul, mai îndepărtat în timp și spațiu, dar ale cărui urmări continuă să bântuie astăzi memoria colectivă din Israel. Și nu numai. Vorbim despre un război izbucnit în urmă cu exact o jumătate de secol, în 1973, într-o zi de mare sărbătoare evreiască, un conflict armat care a adus la prăbușirea carierei politice a unei femei adesea comparate cu Indira Gandhi, Margaret Thatcher sau Benazir Bhutto. Este vorba de Golda Meir, prima femeie prim-ministru în Israel, iar conflictul armat care a adus la sfârșitul mandatului ei de premier este războiul de Yom Kippur. Adulată și contestată deopotrivă, Golda Meir a fost un personaj politic puternic, care s-a dedicat propriilor convingeri, dar și extrem de incomod, atât pentru adversarii săi politici, cât și pentru proprii săi colaboratori. Nu a suportat să fie contrazisă, în special în chestiuni legate de apărarea statului Israel, și i-a înlăturat pe critici din preajma sa, oricât de apropiați ar fi fost. În Orientul apropiat, conflictele, cu deosebire între statele lumii arabe și Israel, dăinuie de mulți ani, iar războaiele izbucnite periodic, 1948-1949, 1956-1967, 1973, nu au dus nici până astăzi la rezultatele dorite de lumea democrată. Un loc aparte prin implicațiile și modificările pe care le-a generat în plan geostrategic îl ocupă războiul arabo-israelian din 1973, conflict armat între Israel și țările arabe, care s-a desfășurat între 6 și 26 octombrie 1973. Egiptul și Siria au declanșat conflictul pentru a-și recupera teritoriile pe care Israelul le-a ocupat în războiul de 6 zile din 1967. Peninsula Sinai, malul estic al canalului Suez, podișul Golan sirian, Cisjordania și Ierusalimul de Est, adică mai bine de 95.000 de kilometri pătrați. Războiul de Yom Kippur a izbucnit pe data de 6 octombrie 1973. Israelul a fost luat prin surprindere de atacul concentrat al Egiptului și Siriei, cărora li s-au alăturat și alte state arabe. Războiul a început la 6 octombrie, dar rememorându-l, acum mă gândesc că aveam informații despre întărirea trupelor siriene și egiptene la graniță încă din luna mai. Oamenii noștri din serviciul de informații au considerat că era foarte puțin probabil ca războiul să izbucnească, scria premierul israelian al vremii, Golda Meir, în autobiografia Viața mea, apărută recent la editura Omnium. În 10 zile, cele două state au fost învinse, cerând armistițiu, acceptat de Israel în urma unor presiuni internaționale. Prețul plătit însă a fost unul uriaș, atât ca număr de militari uciși, cât și în special la nivel de încredere publică. În mod ciudat, conflictul izbucnit în ziua de Yom Kippur a anului 1973 a deschis poarta negocierilor de pace, dar liniștea nu domnește nici acum în Orientul apropiat. Ziua ispășirii. După cum vă spuneam, conflictul armat din octombrie 73 a luat prin surprindere Israelul în plină sărbătoare de Yom Kippur, ziua ispășirii, cea mai importantă zi de post din calendarul evreiesc, făcându-l să se clatine sub atacurile comune ale Egiptului și Siriei. Probabil că unii dintre voi știu că Yom Kippur este cea mai solemnă și cea mai sacră dintre toate zilele din calendarul evreiesc. Este singura zi din an în care evreii din întreaga lume, chiar dacă nu sunt foarte pioși, se unesc într-un fel de ritual. Evreii credincioși, abținându-se total de la mâncare, băutură și muncă, își petrec Yom Kippur, care, ca toate sărbătorile evreiești și ca sabatul însuși, începe în seara unei zile și se termină în seara următoare, în sinagogă, rugându-se și căindu-se pentru păcatele pe care le-ar fi putut comite în anul anterior. Alți evrei, inclusiv cei care nu postesc efectiv, își găsesc de obicei propriul mod de a marca Yom Kippur. Nu se duc la serviciu, nu mănâncă în public și merg la sinagogă, chiar dacă doar pentru o oră sau două, ca să asculte marea rugăciune de deschidere, Kol Nidrei, în ajunul lui Yom Kippur, sau pentru a asculta suflatul ritual în șofar, cornul berbecului care încheie postul. Dar pentru majoritatea evreilor, de pretutindeni, Yom Kippur este o zi ca nicio alta, indiferent cum aleg să o respecte.
În Israel este ziua în care țara se oprește aproape complet. Pentru evrei nu există ziare, emisiuni de televiziune sau radio, nici transport public, iar școlile, magazinele, restaurantele, cafenelele și birourile sunt închise toate timp de 24 de ore. Dar pentru că nimic, nici măcar Yom Kippur, nu e atât de important pentru evrei ca viața însăși, toate serviciile publice esențiale funcționează, deși multe dintre ele își reduc la minimum personalul pentru acele 24 de ore. În Israel, serviciul public de cea mai mare însemnătate este armata. Însă mulți soldați, cât de mulți e posibil, primesc întotdeauna concediu pentru a putea fi acasă cu familiile lor în acea zi. Ei bine, această zi a fost aleasă de țările arabe pentru a ataca Israelul. Declanșarea atacului a coincis cu sărbătoarea musulmană a Ramadanului, în timpul căreia numeroși soldați musulmani posteau, de asemenea. Războiul de Yom Kippur mai este cunoscut și sub numele de Războiul Ramadanului și Războiul din Octombrie. Context. Egiptul și Siria au declanșat conflictul pentru a-și recupera teritoriile ocupate în războiul de 6 zile din 1967. Atunci, Israelul își atacase prin surprindere adversarii și obținuse victorii decisive, triplându-și teritoriul. Urmarea războiului Fulger, care a durat între 5 și 10 iunie 1967, dintre Israel și alianța formată din Statele Arabe, Egipt, Iordania și Siria, armata israeliană a ocupat acea zonă strategică de mai bine de 95.000 de kilometri pătrați, locuită de o populație arabă ce va fi cunoscută sub denumirea de teritoriile ocupate. La 10 iunie 1967 a intrat în vigoare o încetare a focului intermediată de Națiunile Unite, iar războiul de 6 zile a luat sfârșit brusc. Ulterior, s-a estimat că aproximativ 20.000 de arabi și 800 de israelieni au murit în doar 132 de ore de luptă. Scurtul război s-a încheiat cu o încetare a focului intermediată de ONU, dar a modificat semnificativ harta Orientului Mijlociu și a dat naștere unei fricțiuni geopolitice persistente. Victoria decisivă, pierderile nesemnificative în comparație cu ale inamicilor, au adus în Israel o stare de mare încredere. Israelul părea să fi depășit amenințarea distrugerii, temerile generațiilor anterioare făceau acum parte din trecutul evreiesc. Mai târziu, israelienii vor numi noua mentalitate națională, o viziune asupra lumii profund înrădăcinată printre cadrele superioare ale armatei și serviciile de informație ale Israelului. Concepția. Soldații israelieni și liderii lor aveau o credință deplină în superioritatea militară a armatei. Fiind siguri că procesul de refacere a puterii militare egiptene, distrusă de statul evreu în cele 6 zile explozive, va dura ani de zile, aceștia presupuneau că și sirienii erau suficient de înțelepți încât să nu atace granița de nord a Israelului. Militarii susțineau că, datorită armatei, statul devenise acum imbatabil. În iunie 1967, guvernul israelian intenționa să înapoieze teritoriile Egiptului și Siriei în schimbul încheierii păcii permanente. Dar guvernele arabe, în urma summitului de la Khartoum din septembrie 1967, au respins termenii de pace a Israelului, Egiptul, Siria, Iordania, Liban, Irak, Algeria, Kuwait și Sudan au emis o rezoluție cunoscută în istorie ca cei trei nu. Nu păcii cu Israelul, nu recunoașterii Israelului și nu negocierilor cu Israelul. După 1967, în perioada 69-70, între Israel și Egipt s-a desfășurat un război de uzură, modest, confruntările din spațiul aerian fiind predominante, dar nu de intensitate mare, având mai mult un caracter de hărțuire. În 1971, Israelul a cheltuit 500 de milioane de dolari pentru un lanț de fortificații și lucrări genistice de-a lungul canalului Suez, numite, în cinstea generalului Haim Bar Lev, general și om politic israelian, linia Bar Lev. Deși nimeni nu credea că va bloca cu succes o invazie egipteană pe scară largă, susținătorii săi considerau că avea să fie un sistem eficace de avertizare timpurie în caz de atac și că, la nevoie, urma să-i țină pe egipteni la distanță suficient de mult timp până la sosirea unor forțe suplimentare. Pentru unii, linia Bar-Lev a devenit simbolul caracterului invincibil al graniței de sud. Toate acestea se întâmplau în mijlocul războiului rece.
perioadă de tensiuni și confruntări politice și ideologice, care a durat de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până la revoluțiile din 1989 și în care s-au confruntat două grupuri de state cu ideologii și sisteme politice foarte diferite. Într-un grup se aflau URSS și aliații ei, grup căruia îi se spunea uzual Blocul Răsăritean. Celălalt grup cuprindea SUA și aliații săi, fiind numit uzual Blocul Apusean. Orientul Mijlociu, în special Egiptul, a devenit extrem de important pentru Statele Unite și URSS, care doreau deopotrivă să-și impună influența în zonă. Egiptul și președintele său din perioada premergătoare războiului de Yom Kippur, Anwar Sadat, au trecut sub aripa Uniunii Sovietice. Dar Sadat a fost deranjat de ceea ce era, în opinia lui, amestecul URSS în afacerile interne ale Egiptului. Prin urmare, le-a ordonat consilierilor sovietici să părăsească țara. Toată lumea era convinsă că Sadat făcuse o greșeală strategică semnificativă, renunțând la un aliat atât de important. Însă liderul egiptean era mult mai inteligent decât părea. Sadat știa că sovieticii erau îngrijorați de faptul că Egiptul putea începe un nou război împotriva Israelului. O nouă înfrângere ar fi pus Uniunea Sovietică, susținătoarea Egiptului, într-o lumină proastă. Sovieticii au pedepsit Egiptul și s-au întors spre Siria, căreia i-au furnizat sute de tancuri, avioane și rachete sol-aer, încât aproape peste noapte, Siria a devenit cea mai bine înarmată națiune arabă, pe cap de locuitor din lume. Totuși, sovieticii știau că nu pot abandona Egiptul, chiar dacă îi nemulțumea Sadat. Așadar, Egiptul a primit și el avioane de vânătoare, tancuri, rachete antitank, rachete sol-aer și rachete balistice. Astfel, Sadat a obținut exact ceea ce voia. Acum, echilibrul puterii din Orientul Mijlociu nu mai era nici pe departe la fel de disproporționat pe cât își doreau să creadă mulți israelieni. Ținând cont că majoritatea dintre ei nu erau conștienți de rapiditatea cu care aveau loc schimbările în regiune, concepția era pe cale să devină un profund handicap. Pregătire de război. În primăvara și vara anului 1973, forțele egiptene au început să execute exerciții militare la granița sudică a Israelului. Sub influența concepției, înaltul comandament al Israelului a presupus că acestea erau exerciții de rutină. Cu un an înainte, la conducerea Direcției de Informații Militare Israeliene, Aman, fusese numit generalul Eli Zeira, un ofițer israelian cu o carieră de succes. Scopul declarat al acestuia a fost acela ca organizația pe care o conduce să ofere decidenților o estimare cât mai clară și mai precisă cu privire la probabilitatea unui război, astfel încât alarmele să fie declanșate doar în condițiile în care riscurile de război erau reale. Astfel, urmau să fie evitate alarmele false, care frustrau societatea, armata și clasa politică israeliană. În plus, cum rezerviștii armatei constituiau 80% din trupele terestre ale forțelor de apărare israeliene, era necesar ca mobilizarea acestora să se realizeze doar în condițiile unui pericol real. Directoratul Contraspionajului Militar Israelian, liderul Comunității Israeliene de Informații, a fost responsabil pentru formularea prognozelor cu privire la un posibil atac. Aprecierile lor cu privire la probabilitatea izbucnirii unui război erau bazate pe câteva supoziții, două fiind mai importante. Astfel, prima supoziție, corectă de altfel, a fost aceea că Siria nu va porni un atac dacă nu va intra în război și Egiptul. A doua supoziție, greșită, a fost aceea că Egiptul dorea să recucerească întreg Sinaiul, dar că nu va începe războiul până când Uniunea Sovietică nu va livra întreg lotul contractat de avioane de vânătoare bombardament, necesare neutralizării aviației israeliene, cât și cel de rachete Scud, necesare atacării orașelor israeliene pentru descurajarea atacurilor asupra infrastructurii egiptene. Deoarece sovieticii nu livraseră avioanele, iar rachetele ajunseseră în Egipt doar la sfârșitul lui august, în plus fiind necesare încă 4 luni pentru pregătirea servanților bateriilor, directoratul Direcției de Informații Militare Israeliene a apreciat că atacul egiptan nu era iminent. Această presupunere despre planurile strategice egiptene
a prejudiciat grav modul de gândire israelian și a dus la neluarea în seamă a unor informații foarte credibile despre iminența atacului. În primăvara anului 1973, când numeroase trupe egiptene au fost mobilizate în zona canalului Suez, ce desparte Egiptul de peninsula Sinai, iar spionii israelieni avertizau cu privire la planurile Egiptului de a invada Israelul, deși conducerea statului Israel intenționa să emită alarme de avertizare, Eli Zeira, șeful contraspionajului militar israelian, a susținut că în situația în care nu erau îndeplinite cele două condiții, șansele de invazie erau extrem de reduse. Cu toate acestea, conducerea armatei a ordonat începerea pregătirilor defensive. Au fost efectuate exerciții de luptă și au fost mobilizați rezerviștii. Însă atacul nu a avut loc, iar situația a generat frustrare la nivelul societății israeliene. Acuratețea predicției lui Eli Zeira i-a consolidat poziția la nivelul comunității de informații israeliene. Generalul a reușit restructurarea instituției pe care o conducea și impunerea evaluării informațiilor obținute cu privire la potențialele planuri de invazie a statului Israel. În același timp, a fost descurajată interpretarea fondului informativ din alte perspective. La începutul lunii octombrie 1973, trupele egiptene au început manevre la granița cu Israelul. Acest lucru ar fi trebuit să avertizeze statul evreu despre iminența dezastrului, dar israelienii erau mult prea încrezători, desconsiderând totodată puterea militară a Egiptului. De cealaltă parte, egiptenii au asigurat un flux continuu de informații false în legătură cu problemele de întreținere a echipamentului militar de proveniență sovietică, cât și în legătură cu lipsa de personal pregătit să folosească cele mai moderne arme. Egiptenii au făcut rapoarte mincinoase despre lipsa pieselor de schimb, rapoarte care au ajuns în mâinile israelienilor. Președintele Egiptului făcuse așa de frecvent declarații false de război, încât adevăratele sale intenții au trecut neobservate de toată lumea. În lunile mai și august 1973, armata egipteană a fost angajată în aplicații de-a lungul liniei de demarcație, mobilizarea de răspuns a forțelor israeliene, golind vistieria armatei de aproximativ 10 milioane de dolari. Începutul războiului. La 1 octombrie 1973, cu 5 zile înainte de sărbătoarea Yom Kippur, spionii israelieni au obținut noi date referitoare la comasarea, într-un număr fără precedent, a trupelor egiptene la granița cu Israelul. Ulterior, în 2 și 3 octombrie 1973, concomitent cu semnalarea creșterii continue a numărului soldaților egipteni comasați în zona canalului Suez, au fost obținute informații referitoare la activități militare la granița cu Siria. Informațiile erau transmise de un agent superior din cadrul Mossad, Ashraf Marwan, care era ginerele foștului președinte egiptean Nasser, decedat în 1970, și în același timp spion israelian. Marwan i-a avertizat pe israelieni că Egiptul plănuia un atac, ascuns sub masca unui exercițiu militar. Această informație nu a ajuns niciodată până la biroul prim-ministrului. Până în 5 octombrie au apărut noi semnale îngrijorătoare. Uniunea Sovietică și-a retras de urgență consilierii proprii din Egipt și Siria și au fost comasate tancuri și artilerie la granițele cu Siria și Egipt. Episodul este amintit și de Golda Meir în autobiografia Viața mea. Vineri, 5 octombrie, am primit un raport care m-a îngrijorat. Consilierii ruși și familiile lor din Siria își făceau bagajele și plecau în grabă. Mi-a amintit de ceea ce se întâmplase înainte de războiul de 6 zile și nu mi-a plăcut deloc. De ce atâta grabă? Ce știau acele familii ruse și noi nu știam? Era posibil să fi fost evacuate? În toată avalanșa de informații care se revărsa pe biroul meu, acest mic detaliu mi se înșurubase în minte și nu mă puteam descotorosi de el. Dar cum nu părea să tulbure pe nimeni altcineva din jurul meu, am încercat să nu fiu cicălitoare. În plus, intuiția e ceva foarte amăgitor. Uneori trebuie să acționăm imediat, dar alteori e doar un simptom al anxietății și atunci poate fi într-adevăr foarte înșelătoare. Generalul Eli Zeira a fost cel care i-a comunicat în mai multe rânduri premierului Golda Meir că nu sunt motive de îngrijorare, întrucât cele două condiții formulate de el nu erau îndeplinite, iar cele două state, credea el, sunt conștiente că nu vor putea câștiga războiul.
Vineri, 5 octombrie, imediat după miezul nopții, o cablogramă trimisă de același spion israelian și ajunsă la sediul Mossad din Tel Aviv, cu mențiunea urgent, avertiza asupra iminenței războiului care urma să fie declanșat în ziua de Yom Kippur după apus. Tot vineri, în jurul prânzului, cabinetul israelian s-a reunit în ședință de urgență. Golda Meir relatează. Am ascultat din nou toate rapoartele, inclusiv cel care se referea la plecarea precipitată și pentru mine încă inexplicabilă a consilierilor ruși din Siria. Dar, din nou, nimeni nu părea foarte alarmat. Am decis să-mi spun totuși părerea. Uite, am zis, am teribilul sentiment că toate acestea s-au mai întâmplat și înainte. Îmi amintesc de anul 1967, când am fost acuzați că am adunat trupe împotriva Siriei, ceea ce este exact ce spune presa arabă că se întâmplă acum. Și cred că toate astea înseamnă ceva. Ca urmare, deși de regulă este necesară o decizie unanimă a cabinetului pentru o mobilizare generală, în acea vinere am adoptat o rezoluție conform căreia, dacă era necesar, ministrul apărării și cu mine puteam adopta de unii singuri hotărârile de cuviință. Am spus de asemenea că ar trebui să luăm legătura cu americanii, astfel încât aceștia să-i contacteze pe ruși și să le spună în termeni clari că Statele Unite nu au chef de necazuri. Șeful Marelui Stat Major, Moshe Dayan, a cerut permisiunea pentru un atac aerian preventiv. O acțiune similară celei din timpul războiului de 6 zile, dar Golda Meir a refuzat. Cunosc toate argumentele în favoarea unui atac preventiv, dar sunt împotriva lui. Nu știm acum, niciunul dintre noi, cine va rezerva viitorul. Dar există întotdeauna posibilitatea să avem nevoie de ajutor. Iar dacă lovim primii, nu vom primi nimic de la nimeni. Aș vrea să spun da, pentru că știu ce ar însemna. Dar cu inima strânsă, voi spune nu. Pentru că nu voiau să riște pierderea simpatiei și a sprijinului americanilor și nici ca israelienii să fie considerați agresori, Meir și Dayan au refuzat să mobilizeze toți rezerviștii, hotărând în schimb o acțiune extrem de redusă. O decizie pe care Golda Meir mărturisește în autobiografia Viața mea că a regretat-o pentru tot restul vieții. În acea dimineață de vineri ar fi trebuit să-mi ascult semnalele inimii și să ordon convocarea rezerviștilor. Acest fapt nu poate fi și nu va fi niciodată șters din memoria mea. Și nu există consolare în nimic din ceea ce ar avea de spus altcineva, ori în raționalizările de bun simț cu care colegii mei au încercat să mă aline. Nu contează ce a dictat logica. Contează doar că eu, care eram atât de obișnuită să iau decizii și le-am luat pe tot parcursul războiului, nu am reușit să iau acea hotărâre. Nu e vorba de sentimentul de vinovăție. Și eu pot să raționez și să-mi spun că în fața certitudinii totale a serviciilor noastre de informații militare și a acceptării aproape la fel de totale a evaluărilor lor din partea celor mai importanți militari ai noștri, ar fi fost nerezonabil din partea mea să fi insistat pentru o mobilizare. Dar știu că ar fi trebuit să o fac și voi trăi cu asta pe conștiință pentru tot restul vieții mele. Nu voi mai fi niciodată persoana care am fost înainte de războiul de Yom Kippur. Desfășurarea războiului. La ora 14, în ziua de Yom Kippur a anului 1973, liniștea specifică a zilei de sărbătoare a fost tulburată de zgomotul sirenelor care anunțau raiduri aeriene. Israelienii, care au pornit radiourile pentru a afla ce se întâmplă, la început nu au auzit nimic, pentru că de Yom Kippur majoritatea posturilor nici măcar nu emiteau. Totuși, cei care și-au ținut radiourile deschise aveau să audă în curând exact ceea ce nu doreau. Sirenele nu sunt o alarmă falsă. Când sirena va suna din nou, toată lumea trebuie să meargă în adăposturi. Din cauza că altceva nu fusese pregătit în program, posturile de radio au difuzat sonata lunii de Beethoven, cunoscută pentru tonul ei funebru. În după-amiaza acelei zile, Egiptul și Siria și-au coordonat în secret planurile militare și la ora 14 au atacat cu peste 100 de mii de soldați, dincolo de canalul Suez și pe înălțimile Golan. Înarmate cu arme sovietice de ultimă generație, cele două națiuni sperau să răzbune înfrângerea lor umilitoare din războiul de 6 zile din 1967. Operațiunea Badr a fost numele de cod pentru operațiunea militară egipteană de a traversa canalul Suez și de a trece de linia Bar-Lev a fortificațiilor israeliene la 6 octombrie 1973. Lansat în legătură și concomitent cu un atac sirian pe înălțimile Golan, acest atac a marcat începutul războiului de Yom Kippur.
Trupele egiptene au traversat canalul, securizând capul de pod din porțiunea estică a deșertului Sinai, împingând linia Barlev a Israelului. Între timp, pe frontul sirian, la prima bătălie, trupele siriene au învins forțele israeliene pe muntele Hermon, din nordul Israelului. La Valea Plângerii s-a desfășurat o altă bătălie majoră între zilele 6-9 octombrie, unde forțele israeliene, deși erau copleșite de trupele siriene superioare numeric, au reușit să-și mențină poziția până când trupele siriene s-au retras, tocmai când apărarea israeliană era pe punctul de a colapsa. În Sinai, egiptenii au trimis 5 divizii de 100.000 de soldați, 1.350 de tancuri și 2.000 de unități de artilerie pentru a declanșa atacul. În fața lor erau doar 450 de soldați ai brigăzii din Ierusalim, în 16 forturi de-a lungul canalului, având la dispoziție doar 290 de tancuri. În cadrul operațiunii Badr, trupele egiptene aveau să traverseze canalul Suez și să rupă linia de fortificații Barlev al Israelului. Atacul i-a surprins pe israelieni, iar pe 7 octombrie traversarea a fost încheiată. Bancul de est al canalului a fost ocupat de 5 divizii de infanterie egipteană. Infanteria s-a stabilit pe poziții defensive ale capetelor de pod pe un front de 160 de kilometri. Forțele israeliene au sosit pe 7 octombrie să contraatace în opoziție cu orașul Ismailia. Dar forțele egiptene au reușit să-și amplaseze cu succes armele antitank pentru a respinge blindatele israeliene. Pe 8 octombrie, Egiptul ocupase o parte din malul de est al canalului Suez pe o distanță de 15 kilometri. Totodată, Egiptul a reușit cu succes să impună o blocadă navală asupra Israelului în Marea Roșie și în Marea Mediterană. La bătălia pentru frontul Budapest, egiptenii au încercat de două ori să captureze fortul respectiv, o parte din linia Barlev. Ambele atacuri au eșuat, respinse fiind de forțele aeriene israeliene combinate cu întăriri terestre. În schimb, trupele egiptene reușesc să înconjoare fortul Lahtzanit și să-l izoleze. Israelienii eșuează să aducă întăriri fortului cu vehicule blindate. Egiptenii distrug apărarea și capturează ușor fortul, curățând buncărele folosind aruncătoarele de foc. La Ofira, Egiptul lansează un alt atac aerian surpriză asupra Israelului cu 200 de aeronave militare, însă forțele aeriene israeliene superioare tehnologic reușesc să le respingă, 7 miguri egiptene fiind doborâte și restul forțelor aeriene egiptene fiind retrase. Pe 7 octombrie, trupele siriene au capturat porțiuni sudice din înălțimile Golan. În cadrul operațiunii Model 5, israelienii au încercat să plănuiască distrugerea tuturor bateriilor de rachete siriene SAM, rachetă Sol-Air, în engleză Surface-to-Air Missile, prescurtat SAM, de pe frontul Golan, bombardându-le de la altitudine medie spre joasă, pentru ca aeronavele israeliene să nu fie detectate de radarele siriene. Totuși, forțele aeriene israeliene nu au găsit țintele, iar bateriile siriene SAM au fost mutate în altă parte. 6 unități aeriene F-4 Phantom au fost doborâte. În bătălia navală de la Latakia s-au confruntat pentru prima dată în istorie nave echipate cu rachete Sol-Sol. Pe frontul egiptean, la Romani, o ambuscadă egipteană a luat prin surprindere forțele israeliene, dar fără succes, fiind prima bătălie în care rezerviștii armatei israeliene au luat parte. La bătălia navală de la Talamat, două nave israeliene Dabur doboară 3 nave egiptene, dintre care 2 erau de patrulare. În cadrul operațiunii Tagar, 7 baze militare aeriene egiptene sunt distruse de avioanele israeliene. Pe 8 octombrie, Israelul a lansat primele contraatacuri împotriva Egiptului, însă fără succes, căci erau incomplete și răsfirate. În primele două zile de la începerea războiului, israelienii erau bătuți de egipteni care foloseau rachete portabile antitank. Nici pe frontul sirian israelienii nu au avut parte de mult noroc, pierzând cea de-a doua bătălie de pe muntele Hermon, în fața sirienilor. Pe 9 octombrie, încălcând ordinele, generalul major de rezervă, Ariel Sharon, a lansat contraatacuri asupra egiptenilor în zona de canal. Asta în vreme ce Israelul obține o victorie în bătălia navală de la Baltim. Pe frontul sirian, 7 avioane F-4 Phantom 2 bombardează Damascul, ucigând 30 de civili.
Până miercuri, în a cincea zi de război, îi împinseseră pe sirieni înapoi peste linia verde din 1967 și începuseră atacul în Siria, în timp ce în Sinai situația era suficient de stabilă pentru a lua în considerare traversarea canalului. Dar ce se întâmpla dacă trupele noastre treceau și apoi erau prinse în capcană? De asemenea, a trebuit să am în vedere posibilitatea ca războiul să nu fie unul scurt și să ne trezim fără avioanele, tancurile și muniția necesare. Aveam nevoie disperată de aceste arme și, la început, ele întârziau să apară, relatează Golda Meir în autobiografia Viața mea. Pe 10 octombrie, în ciuda faptului că au recurs la apel pentru încetarea focului, americanii au furnizat arme și provizii Israelului după ce URSS aprovizionase Egiptul cu arme. Cursa înarmării dintre cele două superputeri era reluată. Israelul a declanșat primele atacuri cu succes împotriva trupelor egiptene, care s-au mutat în afara razei de apărare aeriană. Israelul a reușit astfel să recaptureze o mare parte din teritoriul din sudul înălțimilor Golan. Egiptenii au evitat să avanseze dincolo de canal, de teamă că ar lăsa fără protecție bateriile SAM, care se aflau pe malul vestic al canalului, astfel intrând în stadiul de apărare strategică. Pe 11 octombrie, Israelul a atacat Siria dinspre pozițiile sale de pe înălțimile Golan. Periferia Damascului se afla în raza de acțiune a artileriei israeliene, iar la scurt timp avioanele forțelor aeriene israeliene au bombardat clădirea Ministerului Sirian al Apărării de la Damasc. Șeful Marelui Stat Major israelian a amenințat: sirienii trebuie să învețe că drumul de la Damasc către Israel este și drumul din Israel la Damasc. Uniunea Sovietică, alarmată, i-a transmis prin ambasadorul sovietic din SUA, Anatoli Dobrânin, secretarului de stat Henry Kissinger, că forțele aeriene sovietice se află în alertă pentru apărarea Damascului. Kissinger l-a atenționat pe Dobrânin că dacă trupele sovietice pășesc în Orientul Mijlociu, Statele Unite vor proceda la fel. Pe 14 octombrie, SUA au furnizat noi arme către Israel. În cele din urmă, Nixon însuși a ordonat trimiterea uriașelor C-5 Galaxy, iar primul zbor a sosit în a noua zi de război pe 14 octombrie. Transportul aerian a fost neprețuit. Nu numai că ne-a ridicat moralul, dar a servit și la clarificarea poziției americane în fața Uniunii Sovietice și, fără îndoială, a făcut posibilă victoria noastră. Când am auzit că avioanele au aterizat la Lida, am plâns pentru prima dată de la începutul războiului, deși nu pentru ultima dată. Aceea a fost și ziua în care am publicat prima listă a victimelor. 656 de israelieni muriseră deja în luptă. Dar nici chiar acele Galaxy, care ne-au adus tancuri, muniție, îmbrăcăminte, provizii medicale și rachete aer-aer, n-au putut transporta tot ce era necesar. Cum rămânea cu avioanele? Avioanele Phantom și Skyhawk trebuiau realimentate pe drum, așa că s-a făcut asta în aer. Dar, în cele din urmă, au sosit, la fel ca Galaxy, care au aterizat în Lida, uneori în ritm de 1 la fiecare 15 minute. În 14 octombrie, egiptenii au făcut o gravă eroare tactică. Au trecut dincolo de linia protejată de rachetele sol-aer, expunându-se forțelor aeriene israeliene. În lupta care a urmat, Egiptul a pierdut 250 de tancuri, în timp ce Israelul a pierdut doar 20. Acesta a fost momentul de cotitură în evoluția evenimentelor din sud. Israelul a lansat în 15 octombrie un atac care să permită trupelor sale trecerea prin canalul Suez. La 15 octombrie, a 10-a zi de război, forțele de apărare israeliene au început să traverseze canalul pentru a stabili un cap de pod. Am petrecut acea noapte în biroul meu și m-am gândit că nu se va termina niciodată. Ora traversării fusese stabilită inițial pentru 19, iar eu am decis să convoc o ședință a cabinetului cu un ceas mai devreme, pentru a-i putea informa pe miniștrii despre ceea ce se întâmplă. Apoi mi s-a spus că traversarea a fost amânată până la ora 9 și am reprogramat ședința de guvern pentru ora 20. Dar traversarea a fost amânată din nou, de data aceasta până la ora 10, iar apoi din nou, pentru că erau probleme cu podul. Între timp însă, miniștrii veniseră deja în biroul meu și au rămas acolo cu mine toată noaptea, așteptând vești despre operațiune. La fiecare 10 sau 15 minute, cineva venea și spunea: va fi foarte curând acum, doar încă un sfert de oră. Așa a trecut noaptea, într-o agonie a suspansului. Parașutiștii traversaseră la timp, dar trecerea infanteriei, a artileriei și a tancurilor a fost împiedicată de lupte crâncene.
Nu puteam pleca acasă până nu știam că traversarea avusese loc. În bătălia extrem de sângeroasă, Israelul a pierdut 300 de soldați, aproape jumătate din numărul total al morților din războiul de 6 zile. Dar trupele israeliene reușesc să ajungă de cealaltă parte a canalului. În decurs de o săptămână, armata israeliană traversase canalul și cucerise malul vestic. A doua zi, în 16 octombrie 1973, Golda Meir s-a adresat Knessetului, Parlamentul unicameral al Israelului, iar în discursul ei a vrut să consemneze vinovăția Uniunii Sovietice și să sublinieze rolul malefic pe care Rusia îl juca din nou în Orientul Mijlociu. Mâna Uniunii Sovietice este evidentă în echipamentele, tacticile și doctrinele militare pe care armatele arabe încearcă să le imite și să le adopte. Mai presus de orice altceva, sprijinul total al Uniunii Sovietice pentru inamicii Israelului s-a manifestat în timpul războiului în transportul aerian care ajunge pe aerodromurile inamicilor noștri și în navele care fac escală în porturile lor. Avioanele și navele sovietice transportă echipamente militare, inclusiv rachete de diferite tipuri, și se poate presupune că avioanele aduc și consilieri și experți în probleme operaționale, precum și în materie de echipamente și armament. Transportul aerian sovietic până la 15 octombrie a inclus către Siria 125 de avioane Antonov 12, către Egipt 42 de avioane Antonov 12 și 16 avioane Antonov 22, către Irak 17 avioane Antonov 12. Rapoartele serviciilor de informații indică faptul că Uniunea Sovietică a reușit să implice și alte țări din blocul sovietic în furnizarea de ajutor către Egipt și Siria. Un astfel de comportament din partea URSS depășește limitele unei politici neprietenoase. Este o politică de irresponsabilitate, nu numai față de Israel, ci și față de Orientul Mijlociu și față de lume. În 19 octombrie, Uniunea Sovietică și Statele Unite încep să exercite presiuni asupra Egiptului, respectiv Israelului, pentru a cere un acord de încetare a focului. Cu toate acestea, luptele au continuat atât în nord cât și în sud. În 22 octombrie are loc reuniunea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, în timpul căreia este adoptată rezoluția numărul 338, prin care se solicita încetarea luptelor la ora 18:52 în acea zi. Cu doar 2 minute înainte de termenul limită, postul de radio israelian anunța că țara va accepta termenii acordului de încetare a focului. Totuși, luptele au continuat. Dar la ora 2 dimineața, pe 24 octombrie, după ce armata israeliană înconjurase armata a treia egipteană, putând să o anihileze, Egiptul și Siria au fost de acord cu încetarea focului. După intrarea în vigoare la ora 13, războiul practic a luat sfârșit. Textul acordului dintre Israel și Egipt a fost semnat la 11 noiembrie 1973, la kilometrul 101 al drumului Cairo-Suez, de către generalul israelian Aharon Yariv și generalul egiptean Abdel Gamasi. Acordul suna astfel. 1. Egiptul și Israelul sunt de acord să respecte cu probitate încetarea focului, solicitată de Consiliul de Securitate al ONU. 2. Ambele părți sunt de acord să înceapă imediat discuțiile pentru a soluționa chestiunea revenirii la pozițiile din 22 octombrie în cadrul acordului privind dezangajarea și separarea forțelor sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite. 3. Orașul Suez va primi zilnic provizii de alimente, apă și medicamente. Toți civilii răniți aflați în orașul Suez vor fi evacuați. 4. Proviziile non-militare vor fi lăsate să circule liber către malul estic. 5. Punctele de control israeliene de pe drumul Cairo-Suez vor fi înlocuite cu puncte de control ale ONU. Ofițerii israelieni pot participa la capătul de la Suez al drumului, alături de ONU, la inspectarea caracterului non-militar al încărcăturii de pe malul canalului. 6. De îndată ce punctele de control ale ONU vor fi stabilite pe drumul Cairo-Suez, va avea loc un schimb al tuturor prizonierilor de război, inclusiv al celor răniți. Pentru prima dată după un sfert de secol, a existat un contact direct, simplu și personal între israelieni și egipteni. Au stat împreună în corturi, au stabilit detaliile dezangajării și și-au dat mâna. Iar prizonierii noștri de război, cei care fuseseră capturați în războiul de uzură și cei prinși în războiul de Yom Kippur, s-au întors din Egipt. În mod miraculos s-au întors fără nicio zgârietură pe suflet, în ciuda a tot ceea ce suferiseră, deși unii dintre ei au plâns ca niște copii când ne-am întâlnit.
Prin tratatul semnat între Israel și Egipt, Egiptul a recăpătat peninsula Sinai, în timp ce Siria nu s-a ales decât cu pierderi. La scurtă vreme, Siria a votat alături de alte țări membre excluderea Egiptului din Liga Arabă. În 1975 a fost semnat un tratat, prin care a fost extinsă zona demilitarizată a Națiunilor Unite. Documentul prevedea că atât Egiptul, cât și Israelul trebuie să-și retragă forțele și să nu intervină militar. Această zonă avea 14 km în momentul semnării și presupunea existența a 5 linii de delimitare plasate în partea de vest a peninsulei Sinai, înainte de canalul Suez. Ulterior acestui tratat, în 1979, a fost semnat un tratat de pace între Egipt și Israel, prin care Israel s-a retras complet din peninsula Sinai și a permis normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Pierderi. La sfârșitul războiului de Yom Kippur, Israelul număra între 2521 și 2800 de morți și între 7250 și 8800 de soldați răniți. În jur de 290 de israelieni fuseseră capturați. Aproximativ 400 de tancuri au fost complet distruse, alte 600 avariate, dar după reparații au putut fi trimise din nou în luptă. Forțele aeriene israeliene au pierdut 102 avioane, 32 F-4, 53 A-4, 11 Mirage și 6 Super Mistares. Au fost pierdute și două elicoptere, un Bell 205 și un CH-53. Potrivit ministrului apărării, Moshe Dayan, aproape jumătate dintre acestea au fost dobărâte în primele 3 zile de război. Pierderile arabe au fost mult mai mari decât ale Israelului, dar nu pot fi stabilite cu exactitate, deoarece Egiptul și Siria nu au dezvăluit niciodată cifre oficiale. Estimările merg de la 8.000 de morți, 5.000 de egipteni și 3.000 de sirieni și 18.000 de răniți, până la 18.500 de soldați uciși, 15.000 de egipteni și 3.500 de sirieni și în jur de 35.000 de răniți. Cele mai multe estimări se situează undeva între cele două, ziarul londonez The Sunday Times estimând pierderile combinate egipto-siriene la 16.000 de morți. O altă sursă citează un număr de aproximativ 15.000 de morți și 35.000 de răniți. Estimările SUA au plasat pierderile egiptene la 13.000 de morți. Irakul, aliat al țărilor arabe în acest război, a pierdut 278 de soldați, alți 898 fiind răniți, în timp ce un alt aliat, Iordania, a avut 23 de morți și 77 de răniți. 8.370 de egipteni, 390 de sirieni, 13 irachieni și 6 marocani au fost luați prizonieri. În ceea ce privește tehnica militară, estimările pierderilor arabe arată 2.250 de tancuri, dintre care 400 au căzut în mâinile israelienilor în stare bună de funcționare și au fost puse în serviciul armatei Israelului. Au fost doborâte între 341 și 514 avioane arabe cu prețul a doar 5 avioane israeliene. 19 nave arabe, inclusiv 10 nave purtătoare de rachete, au fost scufundate fără pierderi israeliene. Războiul de Yom Kippur a fost aproape să provoace un conflict între Statele Unite și URSS. Deși nu a izbucnit o luptă reală între cele două națiuni, evenimentele din jurul războiului de Yom Kippur au afectat grav relațiile dintre SUA și Uniunea Sovietică și au distrus practic politica mult mediatizată de relaxare a președintelui Richard Nixon. Războiul de Yom Kippur, perioada cea mai traumatizantă din istoria Israelului. Chiar dacă în cele din urmă Israelul a ieșit victorios din această confruntare, israelienii nu erau deloc optimiști. Războiul de Yom Kippur a reprezentat perioada cea mai traumatizantă din istoria Israelului. Iată cum descrie Golda Meir în cartea sa Viața mea, acele zile după acordul de încetare a focului. Cel mai rău este că, în ciuda sentimentului tot mai puternic că poate de data aceasta dezangajarea se va transforma într-o pace reală, atmosfera generală în Israel era foarte neagră. Dinspre toate segmentele populației veneau cereri de demisie a guvernului, acuzații potrivit cărora starea necorespunzătoare de pregătire a armatei era rezultatul unei conduceri defectuoase, al unei mulțumiri de sine și al unei lipse totale de comunicare între guvern și popor. Au apărut o serie de mișcări de protest, diferite ca intensitate și programe, aveau în comun solicitarea unei schimbări. Printre protestatari se numărau și rezerviști, care se exprimau adesea în grabă și uneori chiar într-un mod dureros pentru mine.
N-am fost de acord cu multe dintre chestiunile legate de trecut, dar unele dintre criticile lor erau justificate. În orice caz, a trebuit să ascult ce aveau de spus și m-am întâlnit cu mulți dintre tinerii din aceste mișcări. Am încercat să fac astfel încât să le vină ușor să stea de vorbă cu mine și am rămas cu sentimentul că erau adesea surprinși de diferența dintre femeia care îi asculta cu atâta atenție și imaginea pe care o aveau despre mine. În acea atmosferă încărcată de suspiciune și acuzații, cred că au fost adesea la fel de uimiți de ceea ce aveam să le spun. Multe proteste au fost sincere. De fapt, în cea mai mare parte, au fost o expresie firească a indignării față de seria fatală de incidente care avusese loc. În acea furtună de nemulțumiri, nu se cerea doar demisia mea sau a lui Dayan. Era un apel la eliminarea de pe scena politică a tuturor celor care puteau fi considerați responsabili pentru ce se întâmplase și la reluarea activității cu oameni noi, mai tineri, nepătați de acuzația de a fi condus națiunea pe căi greșite. A fost o reacție extremă la situația excepțională în care ne aflam și, prin urmare, deși foarte dureroasă, a fost de înțeles. Și încrederea israelienilor în aliaților tradiționali s-a clătinat puternic în urma războiului. Americanilor li se reproșa că au întârziat să expedieze armele cerute, atunci când acestea erau atât de necesare, iar embargoul asupra ajutorului militar impus regiunii de către Marea Britanie i-a uimit pe mulți israelieni. În fine, țările din lumea a treia, inclusiv cele în care Israelul investise sume importante de bani și capital uman, au întrerupt legăturile cu statul evreu. Și petrolul a intrat din nou în scenă. La 17 octombrie, în toiul războiului, țările arabe au impus un embargo asupra petrolului pentru Statele Unite și alte țări care susținuse Israelul. Embargoul a aruncat în aer atât economia SUA, cât și pe cea a altor state occidentale, pasând din nou Israelul chiar în mijlocul intrigilor internaționale. S-a format OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, în care rolul dominant era deținut de Arabia Saudită, care își va pune amprenta asupra politicii externe a Statelor Unite timp de zeci de ani. În plan intern a fost constituită o comisie oficială de anchetă pentru investigarea modului în care au acționat autoritățile centrale ale statului înaintea și în timpul războiului de Yom Kippur. Era condus de Shimon Agranat, președintele Curții Supreme de Justiție a Israelului. După ce membrii comisiei Agranat au făcut cunoscute concluziile cercetărilor asupra modului în care autoritățile centrale israeliene au reacționat înainte și în timpul războiului de Yom Kippur, premierul Golda Meir și-a asumat responsabilitatea și a demisionat. Motivul deciziei este considerat în continuare discutabil, fiindcă Meir nu a făcut altceva decât să asculte rapoartele informative provenite de la Direcția de Informații Militare, AMAN, să le dea crezare și să hotărască în consecință. Nu avea pregătirea și experiența necesare și nici capacitatea administrativă de a valida sau infirma produsele de intelligence. În fapt, informațiile tactice arătau că ofensivele egipteană în peninsula Sinai și siriană în platoul Golan erau deja pregătite cu ceva timp înainte și că războiul era inevitabil. Însă conducerea executivă a Aman a ales să ofere conducerii țării concluzii liniștitoare, potrivit cărora confruntarea ar fi fost improbabilă, de aici și reacția întârziată a factorilor politici și a forțelor de apărare ale Israelului în fața atacurilor concentrate pe cele două fronturi principale. Comisia Agranat l-a găsit pe șeful Aman, generalul Eli Zeira, vinovat de neglijență în serviciu și l-a obligat să demisioneze. De vină însă este și concepția de evaluare a informațiilor tactice, elaborată tot de generalul Zeira și echipa sa, potrivit căreia arabii nu ar fi fost pregătiți de un nou război cu Israelul în urmarea celui din 1967. Dacă totuși s-ar fi ajuns la confruntare armată, aceasta ar fi fost limitată în obiective și de termen scurt. Arabii urmând să fie înfrânți, războiul de Yom Kippur a dovedit optica greșită a concepției, în bună măsură bazată pe ceea ce istoricii evenimentului numesc euforia post-1967. Pe 24 octombrie, Consiliul de Securitate al ONU a votat o nouă rezoluție, numărul 339, prin care se cerea tuturor părților acceptarea și respectarea încetării focului în condițiile prevederilor rezoluției numărul 338. Încetarea focului nu a însemnat și oprirea ciocnirilor de-a lungul liniei frontului și nu a risipit tensiunea militară. A urmat o întâlnire la Geneva și în cele din urmă a fost semnată o înțelegere de armistițiu. Deși la suprafață părea că suntem mai aproape de pace decât fuseserăm vreodată,
Adevărul e că nici eu, nici majoritatea israelienilor nu am crezut cu adevărat în adâncul sufletului că vom pleca de la Geneva cu tratatul de pace în mână și nu ne-am dus acolo cu prea multe iluzii sau în vreo stare de euforie. Egiptenii și iordanienii, sirienii, refuzaseră să participe. Au consimțit să stea în aceeași cameră cu noi, iar asta chiar era ceva, pentru că înainte refuzaseră mereu. Discuțiile de la Geneva au început la 21 decembrie și, așa cum mă temeam, nu au prea dus nicăieri. N-a existat dialog real între noi și egipteni. Dimpotrivă, încă din primul moment a fost limpede că nu s-a schimbat mare lucru. Delegația egipteană a refuzat literalmente să permită ca masa să-i fie așezată lângă a noastră, iar atmosfera era departe de a fi prietenoasă. Un acord militar era, în mod evident, o necesitate pentru egipteni, dar încă o dată ne-am dat seama că nu pacea era ceea ce urmăreau. Cu toate acestea, chiar dacă în urma acelei întâlniri nu a rezultat nicio soluție politică, în câteva zile, la kilometrul 101, a fost semnat tratatul de dezangajare și am continuat să sperăm că, într-un fel sau altul, se va putea găsi o soluție politică. Cu siguranță, Mesia nu bătuse drumul până la kilometrul 101 pentru ca apoi să-i fie prea lene să continue. Demisia premierului Golda Meir. Pe 31 decembrie, în Israel, au avut loc alegeri. Buletinele de vot au arătat că țara nu era dornică să schimbe caii la mijlocul drumului, menționează Golda Meir în autobiografia sa, astfel că partidul condus de ea a ieșit în continuare în fruntea blocului. Meir a fost aleasă din nou ca prim-ministru, dar s-a confruntat zilnic cu proteste împotriva sa. Mărturisește că uneori se părea că tot ceea ce se întâmplase pornind de la după-amiază zilei de 6 octombrie se petrecuse într-o singură și nesfârșită zi. Obosise și își dorea să se termine. Începusem să resimt fizic și psihic efectele ultimelor câteva luni. Eram foarte obosită și deloc convinsă că într-o astfel de situație aș putea reuși vreodată să formez un guvern sau că ar trebui măcar să încerc să fac asta. Nu numai că existau probleme din exterior, dar și în interiorul partidului erau dificultăți. La începutul lunii martie am simțit că nu mai pot continua și am spus partidului că m-am săturat. Dar am fost bombardată de delegații care mă implorau să mă răzgândesc. Era încă destul de probabil ca războiul să izbucnească din nou, deoarece încă nu exista o dezangajare a forțelor cu Siria, iar sirienii încălcau continuu acordul de încetare a focului. În 10 aprilie 1974, Golda anunță partidul că demisionează. 5 ani sunt suficienți, am menționat. Este peste puterile mele să continui să port această povară. Nu aparțin niciunui cerc sau facțiune din cadrul partidului. Am doar un singur for pe care trebuie să-l consult. Eu însămi. Și de data aceasta, decizia mea este definitivă și irevocabilă. Vă rog să nu încercați să mă convingeți să mă răzgândesc, indiferent de motiv. Nu vă va ajuta cu nimic. Bineînțeles, s-au făcut tot felul de încercări de a mă convinge să mă răzgândesc, dar fără niciun rezultat. Eram pe punctul de a încheia 50 de ani de serviciu public și știam cu certitudine că fac ceea ce trebuie. Îmi doream să o fi făcut mult mai devreme, dar acum nimic nu avea să mă oprească și nimic nu m-a oprit. Cariera mea politică se încheiase. Cu toate acestea, a fost nevoită să rămână în fruntea unui guvern interimar până la formarea unui nou cabinet. În fruntea guvernului israelian i-a succedat Itzhak Rabin. Meir a mai trăit pentru a vedea revoluționarea regimului din Israel în anul 1977, după numeroși și îndelungați ani de guvernare laburistă, care durase de fapt de la momentul înființării statului. A fost martora alegerii unui guvern de dreapta, condus de Menachem Begin, și a avut o întâlnire cu președintele Sadat al Egiptului, când acesta a efectuat vizita sa istorică în Israel în același an. După depunerea demisiei, Meir a plecat să trăiască cu fiica ei în kibuțul Revivim, din sudul Israelului, unde a rămas până la moartea sa. Golda Meir s-a stins la vârsta de 80 de ani, răpusă de un cancer limfatic cu care fusese diagnosticată la finalul anilor 60. Mandatul ei de prim-ministru pare cursiv la prima vedere, dar a fost întrerupt de nenumărate ședințe de terapie despre care nu au știut decât apropiații. Profund marcată de momentul dramatic al războiului de Yom Kippur, deși victoria îi aparține la final, se confruntă pentru prima dată cu furia mamelor rămase fără copii. Vede cum îi este bătută casa cu pietre, cum nu poate să iasă în stradă de teama violenței. Cade în depresie și zace pentru luni de zile plângând. I s-a părut că totul e nedrept. Și chiar era.
Moare în 8 decembrie 1978 după o lungă agonie în care a strigat după copii și după soțul trecut dincolo cu 30 de ani în urmă, implorând iertare și grijă. Golda Meir, scurt CV. Golda Meir a fost prima femeie care a ocupat funcția de șef al executivului israelian, fiind aleasă premier la 17 martie 1969. Născută Golda Mabovici la 3 mai 1898 la Kiev, Golda Meir a fost cel de-al patrulea prim-ministru al statului Israel, ocupând anterior funcțiile de ministru de externe, 56-66, ministru al muncii, 49-56, ministru plenipotențiar în Uniunea Sovietică, 48-49, fiind totodată deputată în Knesset, din partea Partidului Muncii, Mapai, pe parcursul mai multor legislaturi în perioada 49-74. Numele Goldei Meyerson se numără printre cele 24 de semnături ale Declarației de Independență a Statului Israel din 1948. Ca prim-ministru de externe a promovat interesele israeliene în mai multe momente esențiale din istoria sa contemporană, între care criza Suezului din 56. În calitate de prim-ministru a avut întrevederi cu unii dintre cei mai importanți lideri ai lumii, susținând necesitatea instalării păcii în Orientul Mijlociu. În 1975, i s-a decernat premiul de stat pentru întreaga activitate dusă în folosul societății israeliene și statului Israel. Relațiile cu România. Premierul Golda Meir a avut legături și cu România. În cadrul contactelor cu diplomația românească, a vremii, s-a interesat constant de soarta evreilor din România, susținând emigrarea acestora în Israel. Perioada de apogeu a relațiilor româno-israeliene din anii 70 este reflectată de întrevederile la nivel înalt între președintele Consiliului de Stat și prim-ministru israelian, în 1970 la New York și 1972 la București. În volumul său autobiografic, Golda Meir se referă și la discuțiile pe care le-a avut cu înalți funcționari de stat și apoi la București cu Nicolae Ceaușescu, la începutul anilor 70, dar fără a oferi prea multe detalii. La momentul scrierii cărții, Golda Meir nu a îndrăznit să dezvăluie secretele discuțiilor cu Ceaușescu. Pentru public și presă, atât în Israel cât și în România, fusese o vizită standard. Ceaușescu mi-a oferit un prânz, prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer o cină, iar eu o altă cină. Potrivit istoricului Mihai Răzvan Ungureanu, care e îngrijitorul ediției publicate în limba română, știm astăzi, în urma cercetărilor din arhive, în special a celor făcute de Radu Ioanid, că pe agenda politică a celor doi s-a aflat proiectul relocării evreilor din diaspora în Israel. Întâlnirile cu Maurer, cu George Macovescu, pe atunci secretar de stat la Ministerul de Externe, cu Ștefan Andrei, șef al secției internaționale de la CC al PCR, au pregătit dialogul cu Ceaușescu. Rezultatul acestor lungi ore de negociere a fost similar celui cu reprezentanții Germaniei Federale. Evreii, cetățenii ai României, pot deveni materie de schimb comercial. Ceaușescu a încercat pragmatic să obțină un maximum de efect. Pe de o parte, România să devină un fel de participant discret și eficace la negocierile subterane cu Arafat. Pe de altă parte, să ofere Ierusalimului ce aștepta, emigrarea contra cost a evreilor. Mai mult încă, bucureștii promiteau că pot rezolva amiabil, ca terț negociator, diferendele dintre Egipt și Israel. Partea întâlnirilor și mediator a fost Nahum Goldman, pe atunci președinte al Organizației Mondiale Sioniste și care, spun documentele, sub presiune și șantaj local, a făcut tot ceea ce se putea face pentru ca Golda Meir să aibă răspunsurile așteptate de la București. Multe dintre planurile și promisiunile făcute în acele lungi discuții nu s-au împlinit, însă s-a căzut de acord asupra exportului de cetățeni români de origine evrească. Odată înțelegerea parafată, chestiunile de ordin tehnic au revenit securității și Mossadului. De aici începe istoria complicată a ofițerului Mossad Shaik Dan și a generalului DIE Gheorghe Marcu, despre care Golda Meir păstrează tăcerea. Ea se scrie acum pe măsură ce avem sursele la îndemână. Golda Meir, subiect de carte și film. Golda Meir nu poate fi subiect al descrierilor obișnuite de care îndeopște beneficiază o figură de stat. Adulată și contestată deopotrivă, izvor nesfârșit de anecdote, posesoarea unei biografii agitate și pline de relief,
care se întinde pe decenii înainte și după 1948, participantă activă la viața politică a tânărului stat israelian, cu prezență inconfundabilă la nivel extern, emblematică și enigmatică totodată, Golda Meir nu înseamnă doar actorul politic, simbolul feminin al unei generații care a crezut mistic în construcția unei case adăpost a evreilor din întreaga lume, ci și omul bântuit de temeri și coșmaruri, cuprins de entuziasme fără limită și de deznădejdi depresive, empatic și arogant în același timp. Un profil atât de complex nu poate fi cuprins în 2-3 trăsături de condei sau înțeles după lectura unui singur titlu. Despre Golda Meir s-au scris nenumărate articole și câteva biografii postume, între care cele mai importante ar fi, în opinia istoricilor de astăzi, cele scrise de fostul său purtător de cuvânt, Meron Medzini. Golda Meir, A Political Biography, apărută în prima ediție în 1990, apoi reeditată în varii limbi, și de jurnalista Elinor Burkett, Golda Meir, The Iron Lady of the Middle East, apărut în 2008. Ar mai fi apoi This is Our Strength, din 1962, și My Father's House, din 1972, volumele prin care Golda Meir se străduia să își explice și să își motiveze opțiunile, în cazul primului, când se gândea deja la retragerea din viața publică, să își justifice crezul politic, pe seama traumelor din copilărie, în cazul ultimului. Personajul Golda Meir este subiectul filmului regizat de Alan Gibson și oferit publicului în 1982 intitulat A Woman Called Golda și în care joacă magistral în rolul principal Ingrid Bergman, unul dintre ultimele mari succese de senectute, alături de Judy Davis, Nigel Hawthorne și Robert Loggia. În documentarul conceput de Sagi Bornstein, Golda, 2019, îl puteți vedea pe Uri Avneri, om politic și jurnalist, tânăr membru al Irgun la finalul anilor 40 și primul lider politic israelian care a discutat cu Yasser Arafat, pe Yossi Beilin, om politic laburist și diplomat, căruia îi se datorează între altele încheierea acordurilor de pace israelo-palestiniene de la Oslo, din 1993, și pe însuși Meron Medzini. Cei care doresc să înțeleagă mai mult din activitatea Goldei Meir, ca ministru și prim-ministru, pot vizita The Spielberg Jewish Film Archive, unde se vor întâlni cu Line of Life, o descriere suficient de argumentată a cauzelor culturale și istorice care au făcut din Golda Meir o prezență deopotrivă inconturnabilă și esențială în existența statului evreu. Recent, la Berlinala din acest an, a fost prezentat în premieră mondială filmul Golda, în care rolul primei femei prim-ministru din istoria Israelului este interpretat de actrița britanică Helen Mirren, premiată cu Oscar în 2007 pentru rolul din The Queen. Filmul este centrat pe războiul de Yom Kippur din octombrie 1973 și pe acele zile de conflict armat de la sfârșitul mandatului de prim-ministru al Goldei Meir. Este vorba despre Vietnamul Israelului, a declarat regizorul peliculei, Guy Nativ, într-o conferință de presă în care a spus că filmul său ar putea să redeschidă dezbateri mai vechi în Israel. În această peliculă, Golda nu e prezentată ca un personaj complet plat. Ea a făcut greșeli, anumite erori, dar și-a asumat responsabilitatea pentru ele, ceea ce liderii politici nu mai fac astăzi, a adăugat regizorul filmului. A fost denigrată pe nedrept în Israel, dar ea nu a aruncat niciodată responsabilitatea asupra altcuiva, pentru erorile care au putut fi comise, a declarat Helen Mirren în fața reprezentanților presei. Era o conducătoare total devotată, fără să fie îmbătată de putere sau dictatorială, a adăugat actrița britanică. În acest film, care a ales să se concentreze pe punctul de vedere al autorităților civile și militare israeliene, luptele sunt arătate doar din aer. Născut el însuși în 1973, regizorul israelian Guy Nativ își revendică o operațiune de reabilitare a unei personalități politice uneori contestate, o conducătoare puternică, dar inflexibilă, care a avut poziții radicale în privința chestiunii palestiniene. Filmul nu ascunde însă paralizia inițială a guvernului israelian, nici dificultățile de a convinge America lui Richard Nixon, aflată pe atunci în plin război rece, să-l ajute pe aliatul său tradițional. Pe marele ecran, Helen Mirren, în vârstă de 77 de ani, s-a implicat profund în acest rol, interpretând o politiciană aflată spre final de carieră, singură, în fața celor mai dificile decizii, fumând țigară după țigară. Ea trebuia să gestioneze cea mai gravă criză pe care a cunoscut-o țara ei, tratându-și totodată în mare secret cancerul care o măcina, despre care pleiada de militari și miniștri, toți bărbați plasați sub autoritatea ei, nu trebuiau să afle nimic.
Golda, un film turnat în engleză cu o actriță principală care e britanică, a stârnit chiar înainte de a fi lansat o polemică în Regatul Unit, unde a fost pusă sub semnul întrebării alegerea unei actrițe non-evreice pentru a o interpreta pe Golda Meir. Am fost surprins să văd această reacție, a răspuns regizorul Guy Nativ într-o conferință de presă, considerând că ar fi la fel de absurd dacă s-ar decide că doar actorii evrei pot juca persoane evreiești sau dacă li s-ar interzice artiștilor israelieni să interpreteze roluri non-evreiești. Despre Golda Meir puteți afla amănunte interesante din volumul apărut la editura Omnium, Golda Meir, Viața mea, publicat inițial la jumătatea decenului 8 al secolului trecut, sub titlul My Life, în ediții engleză și germană, 73-75. Este, de fapt, rezultatul unei colaborări dialogale cu un cercetător de la Institutul de Științe Weizmann, de lângă Tel Aviv, care a pus întrebări, a notat răspunsurile și a redactat un text comestibil pentru cititorul obișnuit. Golda Meir nu avea deprinderea să țină jurnale sau să-și arhiveze notițele. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Dacă doriți să susțineți asemenea conținut, puteți să găsiți linkul nostru de Patreon în descriere sau puteți să deveniți membrii canalului. Până data viitoare!